Pe de altă parte, Siegfried Mureșan, numărul 2 pe lista dumneavoastră, purtător de cuvânt al PPE, așa cum se prezintă, spune așa: Parlamentul intră în negocieri cu o poziție puternică, în timp ce Consiliul intră cu o poziție slabă. Parlamentul European a avut o audiere publică urmărită de sute de mii de cetățeni și două voturi în comisii, ambele câștigate de candidatul român. În Consiliu, doar un vot de probă la nivel tehnic. Ea e singurul nostru candidat, ea adică Kövesi. Echipa de negociatori are un mandat clar, fără spațiu de manevră, să apere candidatul care a câștigat în Parlament și să se impună în negocierile cu Consiliul. Guvernul României are doar acel ambasador în cadrul Consiliului, domnule Petrescu. Într-adevăr, din păcate, pentru toate motivele pentru care de multe ori pe nedrept noi am fost crucificați public, lipsa de transparență și n-a fost cazul, rațiuni strict politice în desemnarea unui candidat sau altul. Să știți că nu suntem singurii care observăm aceste lucruri. Chiar acum câteva zile, ministrul Justiției din Italia, Alfonso Bonafede, contesta la rândul lui metoda de alegere a candidatului și de desemnare. Am și dat acea declarație. Și foarte bine ați făcut și din ultimele informații, Ministerul Justiției Italian va continua această campanie de a contesta modul de selecție. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă în România noi aveam exact la Indigo aceeași metodă de selecție. Evident că noi nu avem, suntem mult mai raționali și vrem într-adevăr să păstrăm o independență a sistemului juridic românesc sau să o recăpătăm mai degrabă decât să o păstrăm. Domnule Gheorghe Tinel, ce l-a apucat pe domnul Siegfried Mureșan? E corect, e purtător de cuvânt al PPE-ului, da? Cel mai important grup parlamentar din Parlamentul European. Și e corectă poziția, Parlamentul se duce cu o singură nominalizare, Laura Codrea Chioveși. Și la nivel de Coreper, de comisie, se vine cu o listă. Se vine cu o listă, chiar dacă francezul Bonet e pe primul loc, dar se vine cu o listă. Deci eu cred că toate argumentele sunt în favoarea Laurei Codrea Chioveși. Și dar mă surprinde poziția PSD-ului, care uită totuși că aveți al treilea om în stat cu probleme grave penale și nu vă împiedică cu nimic pozițiile publice la Bruxelles, adică să vă erijați în apărătorul integrității, moralității, etc., etc., etc. Adică, câteodată, chiar ar fi bine dacă ar vorbi presa. Revocarea ei din funcție e motivul pentru care o sprânceană ridicată, domnule Gheorghe Tinel, și nu dosarele penale. Dosarele penale au fost argumente aduse în defavoarea Laurei Codruței Chioveși și toate aceste chestiuni. Este un om revocat din funcție în România pe bază legală și constituțională, prin semnătura președintelui la propunerea ministrului Justiției. Este totodată și un om care a fost ales în două comisii parlamentare, europarlamentare, da? Nimic de zis. Cu vot direct. De zis. Da, deci din punctul ăsta de vedere sunt două lucruri. Și la mustață, așa, practic. Nu știu dacă e la mustață, la vorbiți de domnul Dragnea. Bărbierit, la ce va fi cam acolo. La mustață, că dar a fost la un vot într-o comisie pe și la vreo trei sau patru. În ambele comisii, în cele care contează. Faptul că întreg raționamentul de selecție a fost unul eminamente politic, face ca această construcție europeană de procuror general european să fie pornită cu stângul. Că ziceți dumneavoastră, din păcate majoritatea nu spune, nu confirmă ce le spuse dumneavoastră. Diferența în Consiliu, domnule Gheorghe Tinel, este una mult mai mare, de 50-29 de puncte, pentru că acolo au dat puncte toate țările care participă, 20